Deci moșteiul de usturoi se pisează foarte bine, se amestecă cu miele de albine. Hai să spunem, luăm o căpățână de usturoi. Așa. O batem foarte bine. Ideal este să avem un ojar sau un pisăloc din ăla de lemn. Acum, nu vreau să fiu mai catolic decât papa să spun că eu fac aici așa ceva. Nu. Eu bag la blender. Așa. Ei, și după ce se fărâmă foarte bine, se freacă cu puțin ulei. Acum, iarăși nu vreau să exagerez. Noi suntem învățați cu uleiul nostru de floarea soarelui. Mulți, știu, multe vor uleiul ăsta de măsline. Așa, care, hai să recunoaștem, nu e chiar atât de gustos. Ei, deci punem uleiul ăsta de floarea soarelui, amestecăm până când se face ca o maioneză. Adăugăm 3-4 linguri de smântână dulce. Deci nu din aceea fermentată. Este la Dorna sau Gran Cucina. Puțină sare, un vârf de ardei iute și câteva picături de oțet. La sfârșit punem niște pătrunjel deasupra. Ați spus și de miere. A, miere, o linguriță, da. O linguriță jumătate de miere, da. Pentru că ajungem exact la ceea ce v-am spus mai devreme, se face contrastul ăsta dintre dulce, sărat, iute, care e foarte bun. E apetisant. Am făcut-o voi încerca și unde e urmea asta? Să-mi spuneți cum aici. Și eu o să mă apuc de vedere. Da, și aproape vă sunt dator cu o explicație cu bucătărașul. Da. Avem firma pusă bucătărașul, ce? Bucătărașul înseamnă ceva mic. Aici și noi și ospătare sunt singuri. Nu prea respectăm ceea ce e pus acolo. Esențele, da, se țin în sticluțe mici, nu știți. În general. Da, acum am înțeles că eu sunt sticlă mare, de fapt, nu am esență. Da. Hai să continuăm. Predați ștafeta. Am predat ștafeta. Da, numele meu este Opa Simonan, de la Femini Cundău. Și, din păcate, am obicei să mă destul de sănătos. M-am gândit că venind de acum aici, așa că am niște lucruri destul de interesante și aș putea să le aplic. O întrebare. Sunt unele alimente, în general legumele, care, dacă nu așa termenul se oxidează, își schimbă culoarea. Mă gândeam dacă le mănânci după aceea, le afectează cumva, le afectează sănătatea. În clipa în care oxidează, automat ca o influență negativă asupra organismului. Dar asta nu înseamnă că dacă am tăiat o roșie și am lăsat-o 3-4 ore și o mâncăm, chemăm smurtul. Nu. Astea sunt niște efecte pe timp îndelungat. Adică știu, asta mănânci tot așa, mâine mănânci tot așa. E bine ca totul să fie proaspăt. Ce să vă spun? Nu e chiar atât de grav. Adică stați puțin ce v-am spus și eu acum nu sunt, știu eu, să plecați de aici panicate că, aoleu, dacă n-am făcut asta, cine știe ce se întâmplă. Astea sunt niște sfaturi și de obicei sfaturile nu se iau în considerație. Doar de la preot, v-ați am învățat. Da, sunt. Doamne, numele meu este Nicoleta Mujor. Sunt trebuit. Eu nu am întrebat foarte multe, că nu sunt pregătitul, dar am... o dilemă dacă sunt ok legumele și fructele concerate. Se spune că, în general, alimentele care sunt congelate între, de la minus 18 grade, minus 40 de grade, își pierd din calitățile lor foarte puțin. Deci congelarea asta rapidă face ca ele totuși să-și mențină calitățile. Problema este la decongelare. Deci dacă decongelarea se face rapid, atunci avem șanse să mai apucăm ceva din ele. Dacă se face lent, toată ziua mai ia cu ele și... Deci cum face rapid? Se om? Și le rugăm bine ca fiert. A fost fiert. Da. Bună seara, eu sunt Raluca Arco de la Feminist.ro și spuneați să mai... Așa se vorbește, da? Nu am vorbit.
Și spuneați mai devreme despre faptul că sarea tot timpul se adaugă la sfârșit în mâncare. Dar dacă din greșeală scăpați o lingură în plus sau o linguriță în plus de sare, cum faceți să dregeți un sos sau o mâncare? Eu v-am spus, în mâncare se... Dar, poate nu s-a auzit până acolo. În mâncare se pune sare, dar nu se ia. Așa. E, dacă eventual ideea a fost că ar fi foarte bine ca să procedăm în felul ăsta, să punem am pus sare înainte, nu e mare crimă, chestia să nu punem prea multă. Dar dacă prin absurd am reușit performanța să sărăm o mâncare să ne sară căciula din cap. Puneți un cartof în mâncarea respectivă și lăsați-o să fiarbe. 3-4 minute. Nu s-a rămas Diana și vreau să te întreb contactul care nu posedă un aparat de fiert în apă. Și vreau o dată de legume fierte. Nu știu ce trebuie să fie în apă, o să duc vitamina. Bănuiesc că oricine are acasă o oală și o stricurătoare și un capac. Deci oala se pune la fiert, legumele în stricurătoare și capac deasupra. Și am obținut un instru. Oala cu apă, bineînțeles. Ați spus să pune oala la foc. Oala cu apă. Numele meu este Cristina. Aș vrea să știu și eu o rețetă de mămăligă. Adică, cum ați face dumneavoastră o mămăligă? Cum se procedează mai multe? Deja dacă... vorbim, îmi cer scuze, o să stau cu spatele la dumneavoastră ca să pot să discut cu domnișoara. Deci deja dacă afară de apă și sare, mai punem și altceva numai în mămăligă. Dar ce se pune în mămăligă? Numai apă și mălai? Așa apă, mălai și sare. Deci apă, sare și obligatoriu mălai. Dacă e necesar, mai punem și câteva picături de ulei. Da. Deci mai punem și câteva picături de ulei. Dacă vreți să faceți un preparat din mălai, atunci în apa pe care o puneți la fiert, puteți să puneți, călcăm în gura lăcomiei, uitați ce am spus până acum și puneți o linguriță de tenica sau dacă aveți cumva supă, în loc de apă, puneți supă. Așa. Puneți mălaiul și faceți o mămăligă mai moale. Separat, căliți niște ceapă cu niște bacon și spargeți 2-3 ouă. Le amestecați bine și vom amestecați totul în mămăliga aceea. Și mai am o întrebare. Orezul. Nu știu niciodată când să cumpăr cu boblu, cu bob rotund. Pentru ce să utilizați în fiecare mai bine? Domnișoară, dacă... Ai habar să fie bun orez? Pentru mine e ușor să spun. Deci eu pot să fac orice orez care îl găsesc în comerț, să-l fac să iasă bob cu bob. Contează foarte mult felul în care se fierbe. Deci, mai repet încă o dată, în clipa în care o condiție principală este ca să avem grijă ca apa să fie de 2 ori peste, deci 2 ori cantitatea de orez. Dacă am pus 100 de grame de orez, trebuie să punem 300 de mililitri de apă, deși nu prea e compatibil litru cu gram. Eu de obicei pun chiar de 4 ore, adică nu știu. Asta nu e, n-are nicio, deci nu deranjează. Important este ca atunci când gustăm din el să nu fie moale, să mai aibă, să fie puțin tare. Atunci îl oprim 5 minute, îl strecurăm și îl spălăm de amidonul care rămâne acolo. Și în felul ăsta o să obțineți un... Piure, care ar fi mai bun așa, general, cu bob, nu știu... Să faceți piure de orez. Să nu se facă piure, să rămână bob cu bob. Orezul brun. Nu, am spus eu, deci asta e cea mai bună soluție. Nu lăsați să fiarbă până la capăt, îl luați, îl strecurați și îl spălați și atunci orezul rămâne întreg. Și orezul cu lapte, care se poate face atunci, laptele fier, turnat orezul ăla și oprit. Și am făcut orez cu lapte. Da, spuneți că o noi Simona
Și am o întrebare referitoare la ce a spus mai devreme cu coptul cartofului în folie de aluminiu. Am înțeles că nu e atât de sănătoasă. Există o altă alternativă la asta? Copt în jar. Acasă? Asta e alternativa. Sau la microunde. Deci eu vă spun toate chestiile astea pentru că ce se întâmplă? Noi le folosim. Deci nu mă spun după deget că, vezi, Doamne, eu aș face totul perfect ca la carte. Sunt situații în care ești forțat să faci chestiile astea. Vreți să vă spun că am făcut ardeiul în puțin 20 de minute? Nu aici. Nu aici. Aici avem da. Sau tot felul de chestii. Cartoful copt, băgat la microunde, se face în 10-12 minute la capacitate, adică la puterea lui maximă. Am văzut cartoful copt care este foarte bine și foarte gustos la oală de lut. Și oală mare de lut, capacul tot grea, care ține tot înăuntru, 20 de minute face cartoful tot cu coajă pus acolo înăuntru, iese miez. Iese semi. Este ceva o combinație. Are gust, nu-i trebuie nici sare. Dar ce mă urmă? Da, e posibil, e posibil. Oală de lut care ține tot acolo înăuntru. Da. Eu am acasă o oală de lucru care fac sarmale. Da, e luată de până la până la Sibiu, care... Aici, luat și chiar. Da, vin la până la pacă, să fac și haideți să vă întreb. Eu sunt Elena, nu am întrebările astăzi. Mulțumesc. Am venit să învăț că orice lucru nou e ok. Apropo, ca să... A zis ea ceva de sare prea multă. Sunt situații în care gătești ceva unde nu poți să fierbi un cartof. Ar fi un sos rece sau o salată unde mi-a scăpat că din multe sare. Atunci ce înseamnă că trebuie să fiți cu mare grijă. Sau să fac altul. Sau cu mai bună care de apucă. Da, da. Ok, mulțumesc. Eu sunt Alexandra, nu am întrebări, deja am aflat răspunsurile până acum. Da. Bună seara, numele meu e Grigore și, nu știu, ca și pe un bărbat, eu zic că mă destul de sunt de preparat. Ca și întrebare nu aș avea decât ce a spus o colegă mai devreme despre făcutul mămăligii. Așa. Și a spus o rețetă care, da, mi se pare, să zic eu, în acti mămăliga tradițională. Rețeta mămăligii. A, vreți rețeta mămăligii tradiționale? Nu, eu să zic că știu. Așa. Știu. Dar ce ați spus dumneavoastră, cu mai adăugăm un nou, puțin supă sau ceva... Aia nu este mămăligă, ăla e preparat. Deci nu este mămăligă. Am spus, mămăliga se face simplu. Apă, sare și de obicei mălaie.